La fața locului au intervenit pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, dar și cadrele de la Serviciul Județean de Ambulanță. Militarii s-au deplasat la locul intervenției cu modulul SMURD și au constatat că cele două persoane care se aflau în mașină în momentul accidentului, un bărbat și o femeie, erau în afara acesteia, cu răni grave. O ambulanță Asaj și ambulanța smurt au preluat cele două victime și le-au transportat la Spitalul Județean Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei doi erau în stare gravă și au fost internați în spital.